Trăim într-o țară deosebită cu multiple resurse naturale care ar trebui să fie mult mai prosperă decât este la momentul actual. Istoria României este presărată cu expansiuni și restrângere ale teritoriului și cu unificări valoroase care ne dau dreptul astăzi să vorbim despre Țara Unită România. Și totuși, având la dispoziție atât un puternic lanț muntos, Dunărea și ieșire la Marea Neagră, ne confruntăm cu multiple probleme de natură geografică. De exemplu, știați că în orice moment este posibil ca în Vrancea să se producă un cutremur cu magnitudinea mai mare de 7 grade pe scara Richter? Sau că România a fost declarată țara cu cel mai mare nivel de toxicitate a aerului din Uniunea Europeană. România are o suprafață totală de aproape 240.000 de kilometri pătrați, clasându-se pe locul 12 în Europa, în topul celor mai mari țări ca suprafață. Populația este în continuă descreștere, raportându-ne în prezent la aproximativ 19 milioane și jumătate de locuitori. Țara este situată la zona de interferență dintre Europa Centrală, Europa Estică și Europa de Sud, totuși încadrându-se în categoria de sud-est a Europei Centrale. Elementele care definesc structura geografică a României sunt Munții Carpați, Dunărea și Marea Neagră. Pe baza acestor trei elemente, România a primit statutul de țară carpato-danubiano-pontică. Aproximativ două treimi din lanțul carpatic este situat în România. Acest lanț muntos este foarte prețios pentru țara noastră întrucât reprezintă o bună resursă economică, blochează masele de aer și de-a lungul timpului a servit țara oferind o protecție crescută în războaie și conflicte. Sectorul sudic al fluviului Dunărea este prezent în totalitate în România, recunoscut drept cel mai important corp de apă non-oceanic din Europa, Dunărea aduce de la sine o rută extraordinară de navigare, o biodiversitate desăvârșită și ajută la stabilirea unor granițe exacte cu diferite state. De asemenea, România are ieșire la Marea Neagră. Încă din cele mai vechi timpuri, Marea Neagră a reprezentat o rută propice pentru comerțul dintre Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Pe lângă asta, Marea Neagră oferă și avantaje economice. Prezența litoralului este un mare plus pentru economia țării, la fel cum sunt și resursele de petrol și gaze naturale oferite de această mare. Pentru puținii dintre voi care nu știu, România se învecinează cu 5 state și anume Ucraina în nord și est, Republica în est și nord-est, Bulgaria în sud, Serbia în sud-vest și Ungaria în nord-vest. Relieful din România poate fi descris foarte simplu drept variat. Aici găsim aproape toate tipurile de relief existente în lume. Munții Carpați sunt cea mai înaltă formă de relief din țară, mai exact în vârful Moldoveanu la 2544 de metri înălțime, întinzându-se pe 28% din teritoriul României. 42% din teritoriul țării este ocupat de dealuri și podișuri, forme de relief care sunt preponderent situate în jurul munților, iar restul de 30% fiind ocupat de câmpii. În România, aproximativ 41% din suprafață este reprezentată de teren arabil, iar 29% este reprezentat de păduri. Procentajul pădurilor devine din ce în ce mai mic într-un ritm alarmant. Dacă în secolul al XIX-lea teritoriul țării era acoperit cu 80% păduri, în prezent procentul de aproape 30% este destul de nemulțumitor. Adevărata problemă este dată de defrișările ilegale care, așa cum vom vedea mai târziu, constituie un factor important în problemele geografice ale României. După analiza acestei sinteze, probabil vă întrebați care sunt problemele geografice ale României și pe bună dreptate. Din statistici, s-ar părea că trăim într-o țară perfectă unde dispunem de tot ceea ce ne dorim fără să suportăm vreo consecință. Ei bine, nu este așa. România este o țară cu risc seismic foarte ridicat, în care în orice moment se poate ivi un cutremur care să ne afecteze puternic. De asemenea, defrișările masive din ultimii 10 de ani au dus la provocarea inundațiilor, a alunecărilor de teren și a eroziunii solului. România este catalogată ca fiind una dintre cele mai poluante țări din Uniunea Europeană.
Deși fabricile poluante s-au închis încetul cu încetul, pe teritoriul țării s-au înregistrat valori record ale noxelor. Acest lucru se datorează defrișărilor necontrolate și al prezenței mașinilor vechi care nu fac nimic altceva decât să polueze atmosfera. Mașinile vechi și poluante sunt răspunzătoare pentru 70% din nivelul de toxicitate ridicat al aerului. Până în prezent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dorit de multiple ori să amendeze România pentru depășirea valorilor maxime ale nivelului de toxicitate prezent în aer. Vrancea reprezintă zona cu cea mai mare activitate seismică din România. Unicitatea seismelor pe plan internațional este dată de faptul că există o anumită regularitate după care se produc cutremurele. Totuși, am putea intui că cercetătorii pot anticipa momentul următorului cutremur de proporții și astfel să ne pregătim din timp. Însă, din nefericire, acest lucru nu se poate întâmpla. Cauza cutremurelor din Vrancea este datorată prezenței zonei de convergență dintre mai multe blocuri tectonice, influențate de mișcările unor plăci tectonice majore, mai exact placa euroasiatică, africană și indo-australiană. Existând presiuni din multiple direcții, blocul suferă anumite ruperi care reprezintă cutremurele resimțite de noi. Se estimează că în fiecare secol se produc aproximativ 5 seisme grave care să depășească 6,7 grade pe scara Richter. Spre exemplu, putem lua ca punct de referință cutremurul din 1977 care a avut epicentrul în Vrancea. Acesta a fost estimat la 7,4 grade și a devastat suprafața României, afectând aproximativ 35.000 de locuințe și rănind peste 11.000 de persoane. În fiecare an, Vrancea numără aproximativ 100 de cutremure de intensitate slabă și doar 10 care să fie resimțite. De-a lungul timpului, România a resimțit efectele precipitațiilor abundente prin inundații. Efectele catastrofale ale inundațiilor sunt resimțite de populație prin inundarea gospodăriilor, a locuințelor, grădinilor și, în cazuri extreme, prin decese. De asemenea, în timpul inundațiilor, agricultura este grav afectată. În funcție de gravitatea potopurilor, culturile sunt afectate parțial sau total, aducând pagube mari economiei țării. Inundațiile sunt cauzate în mare parte de schimbările climatice care se petrec în toată lumea. Studiile specialiștilor arată că este posibil ca pe parcursul secolului 21 nivelul mării să crească cu până la 2 metri față de nivelul actual, lucru ce va duce la inundații agresive asupra teritoriilor joase. Pentru a evita o astfel de catastrofă, este necesară o reducere a activităților care influențează negativ schimbările climatice. Sub acțiunea apei și a aerului, solul este desprins și transportat. Se estimează că mai mult de 2/3 din teritoriul arabil al României ar putea fi afectat de eroziune. Exploatarea irațională este una dintre cauzele care duc la eroziunea solului. Acest proces este accelerat atunci când este acompaniat de defrișări în zona învecinată și inundații puternice. Inițial, eroziunea afectează solul prin scăderea fertilității acestuia. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă eroziunea ar afecta o treime din teritoriul arabil al României și cum ar afecta acest lucru agricultura. Din fericire, s-a conștientizat importanța reducerii acestui proces și se fac eforturi în sensul combaterii. Alunecările de teren sunt deplasările maselor de roci de-a lungul unei suprafețe înclinate și reprezintă un element negativ pentru mediul natural. În România sunt prezente multiple arii predispuse alunecărilor de teren care în cazul unui asemenea fenomen natural vor afecta tot ce stă în calea lor. Alunecările nu se produc singure, ci sunt favorizate de inundații, defrișări și cutremure. Avem norocul de a trăi într-un paradis natural. România este o țară îmbelșugată cu peisaje care staie răsuflarea și care pot fi găsite oriunde pe teritoriul ei. Totuși, așa cum am constatat, există multiple probleme care ne pot duce în situații de criză, atât naturale cât și cauzate de mâna omului. Dubla 6 e cu noroc. Vezi pătratul ăla pe ecran? Ăla trebuie să fie pe fața mea ca să fie un focus. Ce asistenți profesioniști am dacă eu le zic asta. Istoria României este... Este sau a fost? Totuși, așa cum... Hai că o zic în două bucăți, să stăm până mâine așa.